Domnule Baciu Bogdan, de bună voie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Paraschiv, Nicoleta? Da. A fost convingător? S-a auzit? Da? Da. Noi am auzit? Da? Însă partea din spate? Da? Da. Da, Bogdan, da, tare, da, 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 așa. Bine, continuăm. Domnișoară Paraschiv Nicoleta, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Baciu Bogdan? Da. Frumos, da? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscut următoarele dispoziții din Codul Civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate, sprijin moral și hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți! Să fiți sănătoși și fericiți și cu această ocazie ploaia aduce bucurie și nu numai, așa că să ne bucurăm cu toții!